noi cred că în mare, toate că am jucat doar un meci amical, în care cred eu că suntem pregătiți de, începerea acestor ultimi meci, ultimele 12 meciuri de a termina campionatul. Trebuie să jucăm din 3 în 3 zile, știu că nu va fi ușor, trebuie să fim pregătiți pentru asta, ne-am pregătit, avem un lot bun de jucători, o să folosim majoritatea jucătorilor în această perioadă, pentru că programul e destul de greu. În rest, o partidă dificilă, Iașu are un antrenor extra, un antrenor cu mare experiență, care știe să joace genul acesta de meciuri. Iașu e periculoasă în deplasare, știe să se apere, știe să atace dacă o lași, nu-i creezi presiune, și sperăm ca noi să facem jocul nostru, să avem acea mentalitate de a câștiga fiecare meci, să marcăm goluri, să jucăm bine, să avem o tranziție bună de la o fază la cealaltă. Așa că mă aștept la un meci greu, dar sper ca noi să luăm cele 3 puncte, că acesta e obiectivul nostru, să câștigăm cele 3 puncte, să le luăm, să ne luptăm pentru ele. În meciurile directe din sezonul regular, viitorul s-a impus de fiecare dată, dar după meciuri foarte, foarte disputate. E doar o statistică care e, nu știu că meciurile vor fi grele, vom vedea. E un nou început și trebuie să fim atenți la toate detaliile. Trebuie să fim conectați la meci 100%, să dăm maxim, să fim mai iuți ca ei, să fim concentrați, pentru că fiecare meci e important, sunt 3 puncte în joc și au început meciurile oficiale și trebuie să ne concentrăm pentru ele. Așa că concentrare maximă și spirit de a câștiga cele 3 puncte. Credeți că îi va afecta în timpul jocului toată această teamă că s-ar putea infecta? Nu trebuie să existe, chiar dacă în aceste 2 zile s-a întâmplat un lucru care și e posibil oricând să se întâmple. Părerea mea, sunt 2 lucruri fundamentale care trebuie ținut cont de ele. Dacă cumva se infectează o persoană din staff sau de unde e, de la un club, sau jucător, sau antrenor, sau oricare, că e posibil orice, ori e izolat și se merge înainte, ori dacă nu, nu jucăm toți. Nu putem unii să nu joace și alții să nu joace. Din păcate, nu cred că e bine ca unele echipe să nu joace și celelalte să joace. Nu e bine, pentru că e un concurs, începe un concurs din 3 în 3 zile și dacă se amână etapa, trebuie să fie amânată toată. Să jucăm toți de la fiecare etapă, pentru că unele meciuri n-ai când să le mai joci, unele meciuri sunt importante, fiecare echipă luptă pentru punctele ei și atunci e important să nu amânăm meciurile, să jucăm. Ori se ia o decizie, ori alta, dar nu așa, unii să joace, alții să nu joace, a doua săptămână unii au meciuri jucate importante, celălalt stă, sunt mai odihniți și începe să fiecare să discutăm prea mult. Din păcate, aceasta e realitatea și nu cred că... Eu cred că trebuie să se amâne toată etapa. Credeți că ar fi mai bine în cazul în care vor mai apărea și alte cazuri să fie campionatul înghețat? Să cred eu, contează ce cred eu. Niște întrebări așa de greu de răspuns, ce cred eu. Nu suntem noi, nici nu decidem. Decidem noi, antrenorii, noi jucătorii. Nu, deci ceilalți, așa că întrebați-i pe cine trebuie, n-are rost. Eu mi-am zis opinia de la început, din prima săptămână în care s-a întâmplat. Eu vedeam altfel lucrurile, și, dar ne adaptăm și mergem înainte așa cum sunt. N-avem ce face. Ați disputat 2 meciuri de verificare cu Craiova, o candidată la titlu, în care ați folosit foarte mulți jucători din cadrul Academiei. Evoluția lor, v-a dat încredere? Poate. Sunt multe meciuri. Am luat 30 de jucători în lot, în pregătire din prima zi. Ne-am antrenat foarte mult, ne-am adaptat la tot protocolul care a fost și avem cu noi. În orice situație, acelor tineri nu le pui presiune, trebuie să știi când să-i pui, când le dai acele minute care au nevoie, dacă ei demonstrează. Dar i-am luat să-i văd o parte dintre ei, că nu sunt toți. Mai avem și ceilalți care sunt acolo, îi voi lua și pe ceilalți, pentru că vreau să-i evaluez pe toți. Iar noi chiar avem foarte mulți jucători tineri în Academie, juniori, importanți, care sunt la loturile naționale și pe fiecare trebuie să-i vedem.
să-i monitorizăm. Munteanu, Pitu, deja au confirmat, pot fi și al jucători care vor debuta în această vară? Ei sunt, am și declarat că ei deja sunt la ritmul și intensitatea echipei mari, cel puțin a noastră. Deja se vede, nu mai suferă în antrenamente, sunt la tot ce înseamnă ritmul și intensitatea antrenamentului, ei deja s-au adaptat și sunt primii care pe linie, dar bineînțeles că sunt și în spatele lor ceilalți care pot veni. Dar ei sunt deja considerați ca jucători la echipa mare.